Cântarul pe care îl ții în mână. Așa aș vrea să priviți spre Moise, să priviți și spre viața voastră atunci când ajungi mare, ca Moise. Când s-a făcut mare, a avut de făcut niște alegeri, a avut de luat niște decizii. A avut un fel de cântar pe care a pus pe de-o parte, pe un taler, a pus Egiptul, pe celălalt taler a pus Cananul. Pe un taler a pus tronul, pe celălalt taler slujirea. Pe un taler a pus bogățiile materiale, pe celălalt taler a pus răsplătirile veșnice. Pe un taler a pus viața aceasta scurtă și pe cealaltă parte a pus slava veșnică. Și Moise a ales acel cântar, l-a avut în mână, s-a gândit, a luat niște decizii și vedem cum acele decizii au fost cele mai bune decizii. Iubiți tineri și voi, poate în seara asta deja aveți acest cântar în mână. Și aș vrea acest cântar să puteți, cum deja ni s-a adus mesajul în această seară, patru lucruri scurt, să decidem cu privire la acest cântar pe care îl avem în mână. Viața ne-l oferă, Dumnezeu ne-l oferă, Dumnezeu a pus în noi liberul arbitru, facultatea de a alege, opțiunea de a decide. Tu decizi ce vrei să faci. Îmi place aici, Moise. Moise nu a vrut să fie numit, ci a vrut să sufere. Ține de voința ta. Nu mai ține de părinții tăi, nu mai ține de societate, nu mai ține de colegi, de școală, de muncă, nu mai ține de nimic altceva. Vreau să înțelegi că acest cântar ține doar de voința ta. Tu decizi. Tu decizi ce vrei și ce nu vrei. Tu alegi de ce să te bucuri și de ce să nu te bucuri. De aceea patru lucruri simple pe care Moise le-a cântărit atunci când a avut acest cântar al vieții în mână. În primul rând, cum ni s-a spus deja, identitatea. Trebuia să stabilească identitatea lui. El, la urma urmei, avea această dublă cetățenie. Pe de o parte era fiul fiicei lui Faraon, era egiptean, era un demnitar, era un posibil viitor faraon, dar pe de altă parte, el avea și o identitate evrească, era din poporul lui Dumnezeu. Și iată că a venit momentul în care nu mai putea merge împreună cu cele două cetățenii, cu dublă cetățenie, nu mai mergea, trebuia să decidă ori una, ori alta. Și atunci Moise a decis, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon. A renunțat la cetățenia egipteană, a renunțat la privilegiile de a fi în Casa Regală în Egipt și a ales să fie un fiu al lui Dumnezeu, un fiu al poporului Israel. Identitatea. Tu decizi cine vrei să fii. Tu decizi ce vrei să fii. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, dacă vrei să fii parte din poporul lui Dumnezeu, sau vrei să fii asimilat de lumea aceasta, de Egiptul acestei lumi. Doi, oportunitatea. Cântarul pe care ți-l ai în mână, pe care îl ții în mână, viața pe care o ai, îți va oferi negreșit oportunități. Și diavolul îți va aduce oportunități. Erau acele bucurii, acele plăceri de o clipă ale păcatului. Da, Egiptul îți poate oferi multe. Păcatul îți oferă satisfacție, îți oferă plăcere, îți oferă bucurie. Ai oportunități, ai oportunitatea unei cariere strălucite, a unui viitor, a unei slujbe, a unei funcții, dacă vreți. Atâtea și atâtea oportunități. Dar, Cântărind oportunitățile lumii, bucuriile și plăcerile de o clipă ale păcatului, el a ales totuși o altă oportunitate, aceea de a suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu. De a fi un slujitor al lui Dumnezeu. În al treilea rând, cântarul pe care îl ții în mână te va ajuta să iei o decizie și trebuie să o iei eu o numesc stabilitate. Moise a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. În viață veți avea lucruri la care nu veți dori niciodată să renunțați. Încercați întotdeauna să separați foarte bine lucruri. Sunt lucruri la care putem renunța, Trebuie să renunțăm, se poate renunța și sunt lucruri de la care nu putem renunța niciodată. Trist este că oamenii de obicei se țin sau sunt încăpățânați sau sunt neclintiți în lucruri banale, în lucruri de nimic. În schimb, în cele în care ar trebui, care au valoare, în cele care ar trebui să fie neclintiți, acolo. Sunt flexibili, sunt maleabili. Dau, dau un exemplu acum, da? Poți fi fixat pe o culoare. Azi poate fi o culoare, mâine alta, nu e nicio problemă, nu e niciun păcat. Nu trebuie să fii flexibil pe asta. Vorbesc de tineri, mai ales că e vorba. Tinerii, în general, sunt interesați foarte mult pe subiectul căsătoriei, pe subiectul sentimentelor. Știți, am întâlnit tineri care spun, fată, de exemplu, să spune, trebuie să fie neapărat brunet. Nu, stai. Nu ține neapărat la asta. Dacă vrei să ții la ceva care nu ar trebui să schimbe, să fie pocăit. Să fie un copil al lui Dumnezeu. La asta nu abdica niciodată. De asta ține, te rămâi încăpățânată, spui oricum ar fi și blond și brunet și miliardar și orice ar fi. Dacă nu-i pocăit, nu Basta la asta să rămâi neclintit, să fii stabil. Apoi că e brunet sau blond sau că e înalt sau că Asta contează mai puțin, adică nu fiți neclintiți în lucruri care n-au valoare. Fiți stabili, să aveți niște principii sănătoase, să fiți stabili în lucrurile cu adevărat importante. De aceea Moise a părăsit Egipt. Și a dat seama, viața mea se poate schimba. Pot să-mi schimb identitate, pot să schimb stilul de viață, pot să schimb dieta, pot să schimb îmbrăcămintea ținută, pot să schimb meseria, pot să schimb obiceiuri. Sunt obiceiuri pe care le pot schimba, pot schimba multe lucruri. Dar un lucru nu pot să-l schimb, nu pot să-l schimb pe Dumnezeu. Când am de ales între Egipt și Dumnezeu, când mi se pune în față să renunț la Dumnezeu, la El nu renunț niciodată. Pot renunța la multe lucruri. Pot renunța la orice, dar nu renunț la Hristos. Cam asta trebuie să fie în viață. Veți avea de multe ori uh, decizia asta spinoasă de a renunța la ceva. De aceea se spune, dacă vrei să avansezi în carieră, trebuie să renunți la biserică sau la principiile creștine sau la valorile morale. La ce vei renunța? Că la ceva trebuie să renunți. Uh, la ceva trebuie să rămâi fidel, să rămâi stabil. Și atunci Moise a spus, renunț la orice, dar nu renunț la Hristos, pentru că Pavel vorbește aici ca și cum îl vedea pe cel ce e nevăzut, chiar dacă Hristos, ca și om, nu era născut, într-un fel, în chip profetic, el socotea o cara lui Hristos, adică el deja îl vedea pe Hristos, dar al patrulea lucru asupra căruia a decis Moise, atunci când avea acest cântar virtual, să-l numesc așa, imaginar, pe care îl avea el în mână atunci, eternitate. Viață și moarte la palat sau viață și praznic la Paște în casele evreilor. Egiptul nu oferea doar, să zicem, o viață scurtă aici, pe pământ. Piramidele acelea, mormintele acelea, că piramidele nu erau altceva decât morminte, care în religia lor adăposteau acești semizei, acești faraoni, acești demnitari, care pretindeau ei că trăiesc și dincolo de viața asta, de aceea li se creau acolo toate condițiile, li se punea hrană, ca și cum ei veneau, aveau nevoie încă ceva care continua. Moise însă crede într-o altă eternitate, crede într-o altă viață veșnică, în aceeași viață veșnică în care credem și noi. El avea ochii ațintiți spre răsplătire. Nu într-o piramidă, ci în împărăția lui Dumnezeu. Într-o țară care, chiar dacă nu se vedea, era o țară reală pentru că Dumnezeu a promis-o, a făgăduită lui Avram lui Isaac și Iacov. Toți aceștia erau străini și călători și au mărturisit că sunt străini și călători, dar sunt în căutarea unei țări mai bune. De aceea cântarul pe care îl ții în mână astăzi, decizia pe care o iei, responsabilitatea aceasta de a evalua viața ta cu privire la aceste patru aspecte. Identitate, cine vrei să fii, Fiul fiicei lui Faraon, fiul acestei lumi, cel iubit și ce agreat de lumea aceasta, sau fiul poporului Israel, fiul lui Dumnezeu. Oportunitate. Care oportunitate vrei să o fructifici? De care oportunitate vrei să beneficiezi? De oportunitatea de a te bucura de plăcerile de o clipă ale păcatului sau de oportunitatea de a-l sluji pe Hristos, de a suferi pentru Hristos? Stabilitate. În ce vrei să fii stabil? La ce nu vrei să renunți niciodată? La Hristos? Sau poate niciodată nu vrei să renunți la bani sau la altceva sau la... La câte nu poate omul să țină și să nu renunțe niciodată? Și eternitate. Gândește-te la veșnicie. Gândește-te la viața veșnică. Gândește-te unde, cu cine vrei să o petreci, cu cine ai vrea să fii, cum ai vrea să fii acolo? Nu uitați, se vorbea și de dimineață despre aceste chemări ale Lui Dumnezeu. Sunt cele trei S-uri, S care fac viața să fie la superlativ. Slujire, suferință și slavă. Îl slujești pe Dumnezeu, asta presupune suferință, dar apoi va presupune și slavă. Și iată pe Moise că în final ajunge și timpul ne dă dreptate după mii de ani, credem că Moise într-adevăr a făcut cea mai bună alegere. Dacă ar fi acceptat să fie în continuare fiul lui faraon, rămânea undeva într-o piramidă acolo, poate am fi auzit despre el, poate n-am fi auzit niciodată, poate n-am fi știut niciodată povestea lui. Și mai mult că atât în veșnicie n-ar fi știut nimeni de el. Însă Moise a făcut... O alegere. A luat niște decizii înțelepte, riscante, e adevărat. Împotriva curentului, este adevărat. Dar se bucură pentru că este unul din oamenii privilegiați înaintea lui Dumnezeu. Și îl găsim și în Noul Testament, stând de vorbă cu Isus, îl găsim și în Cartea Apocalipsei și sunt sigur că Moise este și va fi în împărăția lui Dumnezeu un om privilegiat pentru că într-o zi, când s-a făcut mare, a decis. Voința lui a contat. N-a vrut să fie fiul fiicei lui Faraon să fie numit, ci a vrut mai bine să sufere. Totul ține de voința ta, totul ține de alegerea ta, totul ține de ceea ce tu-ți planifici. De aceea, haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru tineri. Dăm posibilitatea tinerilor. Fiecare se poate ruga înaintea lui Dumnezeu, să-i spună lui Dumnezeu și pot spune cu voce tare. Eu cred că asta a făcut și Moise cândva. Eu cred că Moise, atunci când a luat o decizie, eu cred că fiul risipitor, când a luat o decizie, a zis: Mă duc la tatăl meu, îi voi spune uh, un angajament, dacă vreți, verbal. Poate fi rugăciunea aceasta, un astfel de angajament, o luare de poziție, o luare de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, să te angajezi, să spui: Doamne, aleg astăzi să te slujesc, aleg astăzi identitatea mea, aleg astăzi oportunitatea mea. Aleg astăzi stabilitatea mea care trebuie să fie și aleg astăzi eternitatea mea. Vreau să fiu cu tine. Ai posibilitatea să-i spui Domnului în rugăciune. Dumnezeu să ne asculte. Amin.